Bună ziua! Ne aflăm la grădina de vară și stăm de vorbă cu patronul acestei locații. Patronul! Am să vă rog să vă prezentați pentru început. Socia Vasile. Cum faceți că în fiecare an, din statisticile noastre, sunteți terasa cu cea mai mare vânzare și cu cea mai mare vânzoleală? Scopul nu e de a fi cea mai mare. Încercați să fie un loc liniștit unde oamenii pot veni, sta liniștiți. Pot liniștiți, că se înghesuie, stau în picioare, nu au loc la mese uneori. E cald, da. Suntem chiar bucuroși pentru lucrul ăsta, că aleg să vin aici. Știu, un loc unde se pot aduna ca și familie. Care este secretul că îi face să vină aici? Pentru că sunt atâtea terase în acest oraș. Nu știu dacă aș putea zice un secret. Probabil e o locație cu... Scopul nostru a fost o locație medie unde omul să vină să se simte lejer. Este cunoscut că la dumneavoastră se mănâncă mici, hamsii, așa alte preparate. De ce vin oamenii aici și nu în altă parte? Am încercat să fie calitatea. În special am căutat să fie produse românești, deci carne... Într-adevăr, micii au un alt gust. Le mai puneți ceva, le mai scoateți ceva, le mai... E rețeta care am lucrat 10 ani de când tot am colaborat cu producătorul. În schimb, încercat să facem totul cât mai natural, un procedeu de prăjire, coace și toate alea. Am făcut chiar cuptor pe lemne, plită pe lemne, chiar pur am revenit la tradițional, la modul de a găti tradițional. Probabil lemnele și au un cuvânt de spus. Spuneți-ne seara. Totuși care e secretul, că, repet, mergem la foarte multe terase în oraș și vedem că nu este chiar așa. Cel puțin aici, la dumneavoastră, am văzut că mai organizați, puneți televizoare, când sunt meciurile, puneți... Asta am încercat să țin în cont de toate detaliile. A venit omul, sunt cei care vin singuri, urmăresc o emisiune, se întâlnesc peste zi. La fel, prin spațiu, zic eu, nu e chiar intim, dar e ușor clasic, fără să te simți apăsător sau... Sunteți una dintre puținele afaceri sezoniere, pentru că observăm atunci când vine frigul, dumneavoastră închideți. Cum supraviețuiți până în primăvară? Foarte greu. Și chiar mulțumesc personal, care a venit în fiecare an și sunt ceva ani, am încercat. Și iarna, dar nu. N-am reușit să trecem. Bine. Și am preferat să mai refacem sau să mai renovăm, să mai... din ce avem... Câți mici vindeți pe zi? Sau pe lună? Sau cum... Asta e în funcție de vreme. Dacă, o zi... dacă vremea este bună. Da, weekend în special. Dacă e o zi foarte caldă, cred că aproximativ 1000 plus alte produse. Plus alte produse. Da. Dacă e vremea cum e acum, și-o mamă. Cum faceți cu carnea asta de mici? Ia spuneți-ne, cum îi păcăliți pe oameni să vină și a doua oară? Păi, este aici o... Atâta timp cât omul, după ce... micul e un produs mai dificil, cu efecte după ce mănânci. Dacă ai acele arsuri sau... vorba românului... Bine. Dacă s-a simțit bine, undeva subconștient îl atrage din nou. Deci s-a simțit bine și când îi poft, că involuntar... ceva îl dirigează spre locul ăsta. Care este perioada în care activați dumneavoastră? Din ce lună până în ce lună? Ca și sezon plin, tot la fel să spun, ne condiționează meteo, vremea. În general, iunie, sfârșitul lui august. Asta e sezonul nostru plin. De ce să vină lumea la dumneavoastră? Acum haideți să vă faceți și reclamă. De ce să vină lumea la dumneavoastră să mănânce aici și nu în altă parte? Mare mulțumire am avut, fac o paranteză, când am văzut că vin două doamne și stau liniștite la un suc sau chiar un pahar de bere și un mic, acea rețetă pur tradițională a noastră, de micul și berea, specific unei terase, aia a fost mulțumirea, am zis că ne-am atins ușor scopul, că s-au simțit în siguranță, confortabil într-un anumit mod, uneori vin chiar copiii de multe ori ne invadează. Am încercat să punem locuri de joacă, dar am văzut că nu era cazul. Se simt ca și acasă, poate a zice chiar ca la bunici.
Și acest... interiorul, la fel, am încercat să dăm o tentă clasică, fără multe, să nu fie încărcat, dar totuși tenta clasică. O mini-vacanță. Ce să vă spun eu? Vă mulțumesc frumos pentru scurtul interviu și succes în afaceri. Sperăm să fie cât mai multe terase care să intră în concurență cu dumneavoastră, pentru că vedem că românii au din ce în ce mai puțin bani, ies din ce în ce mai puțin simte, în oraș. Se simte, pentru că și... m-ați întrebat de ce să vină sau de ce vin. E locul unde oamenii după servici își dau un punct de întâlnire. Și s-a simțit, nu, dacă m-am luat ca în alți ani, se limitează, nu mai este de două, trei ori pe săptămână, este odată sau... Se simte. Și chiar sperăm să vină mai des, că atunci înseamnă că ne merge, le merge mai bine. Vă mulțumesc frumos și spor la fel. Mulțumesc.